Apă raționalizată în plină vară în mai multe localități din județul Alba. Oamenii primesc apă potabilă după un program clar stabilit, dar care nu este mereu respectat, se plâng aceștia. Autoritățile locale spun că au luat această măsură din cauza consumului prea mare. Nu avem apă, se întâmplă că vine roșie, după vine cu mizerie, nu avem scurgere aici, niște treburi mari aici la Unire. Da, v-au avertizat că nu aveți apă sau cum? Da, a fost pus afiș. Și din ce cauză nu aveți apă? Nu știu. O să că dintr-o schimbare a conductei spre Ogna Mureș, de la 6 la 11 și de la 22, iar se oprește, nu știu, până la ceva. E greu fără apă? Foarte greu. E problema cu apa mea. Acum merge. Dar asta e apă de izvor, nu e de apă de la rețea, așa-i? E de izvor, e de izvor. Dar acasă aveți apă acum? Este. Da. Nu bem de acolo, că nu e bună. Nu-i adică bun. Ne frică că avem efecte. Păi dar nu e în ordine. Cum să fie în ordine să fie cu porți apa? Apa care o dă puterea cerească, adică pământul. Când venim de la lucru, nu avem apă, dimineața nu avem apă, la amiază nu avem apă, că tot apa mere la băi. Sigur? Păi da, unde se merge apa? Că dacă la noi, la Unirea, se ia apa, la Ogna Mureș nu se ia apa. Vii de la lucru, transpirat, nu poți să faci baie, că la 11 seara nu este apă. Și e foarte greu. Mi se pare oarecum destul de jenantă situația, ținând cont de faptul că nu îți poți folosi apa la o capacitate maximă. Nu este foarte frumos ce se întâmplă, ținând cont de faptul că nici nu e seceta extraordinar de mare încât să zicem că ne avem apă cu porția. Fără apă nu se poate trăi, nu? E greu fără apă? Nu e greu. E greu, dar noi avem fântână. Noi suntem mulțumiți și de asta că ne dă drumul. Ce să facem? Și dacă n-ați avea fântână? Dacă nu, nu știu.